Na! 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 Nu! Hei, salutare tuturor! Eu sunt Kinai și bine v-am găsit la un nou episod din Serenas de Ciuciu Charles. Hai să continuăm de unde am rămas. Ok, data trecută am rămas aici la mină. Și trebuia să intrăm în ea, dar până atunci o să-mi adun niște scrap de pe aici. Să aude melodia asta groaznică tot timpul. Și nu știu dacă Charlie ăsta e pe aproape sau dacă nu e. Ok. Eu am un sper ca cine nu poate să intre, dar... Un trei și-o-mi vedea. No. Efectiv e singur acasă și am zis că na, hai că mereu o leacă de horror. Pentru că numai când nu-s părinții mei acasă pot să-și... Pot și eu să filmez, pentru că, na, având calculatorul în sufragerie, ce e asta? Ah, ok, ceva de la Eugen. Ah, stealth, learn to spy on enemies to avoid being spotted. Deci pentru asta erau chestiile astea două. Ce enemies? Deci pot să mă pitesc așa dacă vine Charlie ăsta? Afară se aude unul, ori dă cu petardie, ori bate covorul acum în frigul ăsta. Deci habar n-am. Sper ca pe filmare să nu se audă, no. Hai să vedem ce-o mă avea aici. Așa. Da, firar. Aia. Și... Pac. Bun. A, o culoare. Da, acum avem trei culori. Trei culori, un nas pe lume, amintiri, praf, popor. Da, hai să urmăm calea asta ferată până unde ne-o... Duce într-o fundătură. Ok. Efectiv nu pot filma episoade decât când sunt singur acasă. Opa. Și de obicei eu ajung acasă de la facultate la 8 seara, na. Și atunci ai mei sunt acasă. De data asta... Scrap. Ok. Vreau să mă uit peste tot pentru că vreau să evoluez trenul. De data asta... Nu sunt ai mei acasă pentru că n-am mers azi la facultate. Încă. Filme... Aud un fluierat. Cine o fi acolo? Am cursul de numai mai încolo și atunci pot să filmez până la 4 când încep. Deci enemy. Ah, vrea să fac așa. Opa. Ai de viața mea, deci despre ăștia oameni cu mască zicea? Not wearing a mask, that is. Să mă feresc, no, bine. Nu mă vezi. Știam că trebuie să intru în nou mina asta ca să iau un nou. Nice. Hai că prostul ăla nu mă vede. Am luat și asta. Mă vede, are o pușcă! Avea ceva în mână, nici nu vreau să știu ce are. Mă bucur că iuritul ăla nu m-a văzut. Direct fugă, sprint, gata, hai înapoi la locomotiva noastră. Nu mai vreau în mina asta. Amu, știi ce ar fi foarte fain? Să vină Charlie fix după ce ies eu din mină. Să scot asta. Cred că o să merg încolo. Sau nu? Chiar încolo, că văd că asta e mai aproape. Ok, deci aia înseamnă dacă o iau încolo trebuie să dau cu spatele. Ia, hai să vedem. 16 scrap. Armură. Și mai am 3. Ok, o să opresc aici. Tipa asta știu că am vorbit. Nu știu, scrap-ul nu știu dacă... Se respawnează pe hartă. Nu știu dacă reapare neapărat. Bănuiesc că nu, bănuiesc că e limitat. Și efectiv trebuie să ajung acolo și pe mine mă sperie ideea asta. Trebuie să merg pe jos fără locomotivă. Ce Dumnezeu, ăsta e un ceaun. Ok. Well, hello, darling. Bună, dragule. I'm making a fresh stew with ingredients from my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. Fuck off.
fiertură proaspătă cu ingrediente din propria mea mlaștină, dar nu am niciun fel de carne pentru moment. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Deci miroase a carcasă, asta o fi cred că vreun pește sau ceva, pe insuliță, în mlaștină, și dacă cumva reușești să mi-l aduci, o să-ți dau niște fier vechi. You'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Trebuie să ai grijă la Barry, monstrul din mlaștină, ok? Keep an eye out for him splashing around, and don't move if he gets close to you. As long as you stand still, he's as kind as a kitten. Deci, uită-te mereu după el dacă vezi splash, bulbuș din aia în apă, și nu... Nu te mișca, atâta vreme cât stai pe loc, e la fel de drăguț ca un pisoi. Ok! Și eu care credeam că jocul ăsta e doar despre tren. Ok, niște scrap. Yeah. Meat, any kind, human included. Ai de capul meu. No. Be wary of Barry. Scrap. Eu nu știu acum neapărat dacă... Deci insulița aia... Acolo, așa-i? Mă. Aha. Deci, trebuie să mă uit după splash-uri prin apă și dacă cumva vine, hai să încerc să sar cât mai aproape de ea. Ok, Barry, stai cu minte, da? Măcar pot merge și în lateral. Ah, dar chestia asta o să dureze o ve... Și e. Nu, 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 nu. Nu mă mișc. Barry! Nu. Nu, Barry, nu, nu mă mișc. Ok. Hai că am ajuns pe mal. Deci trebuie să găsim un pe. E... Ok, bănuiesc că ăsta-i peștele. Nu mai pot să fie scrap și acum trebuie să ajungem înapoi la Elizabeth. No. Barry? Nu. Ha, asta o să dureze. Nu te apropia de mine! Până acum funcționează chestia asta că... Opa, nu asta vreau să fac. Mă mișc un pic, trebuie să ajung acolo. Poate să treacă direct pe sub aia? Nu, aparent trebuie să o colească. Nu! Barry! Mă superi! Și o fac ca ultima găină. Și de ce stă... Efectiv, el știe că trebuie să ajung acolo, dar lui place să-și bată efectiv joc de mine. Lasă-mă, Barry. Bun, perfect. Perfect, nu mai vreau să trec până așa ceva. Elizabeth! Sau Elizabeth. Ce delicatesă ai găsit. Aici ies fierul vechi ce ți l-am oferit. Sper să ai o noapte sigură, micuțule. Ok, trebuie să ajung la tren. Bun, am ajuns. Upgrade 38, ok. Și câte un nivel în astea. Mai am 2 scrap. Bun, hai să dăm un marșalier. Aici frânesc pentru că trebuie să schimb acazul. Și înainte. Ah, ok, aici e o casă frână. Ah, hello. You must be the archivist that Eugene told us about. Tu trebuie să fii arhivistul de care ne-a vorbit Eugene. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Suntem fericiți că ai venit să ne ajuți cu ăsta, cu monstrul ăsta de Charles și cu maniacul ăla Warren. You know, that old train of yours will need some major upgrades if you want to take down Charles. Da, m-am gândit la chestia asta. Deci locomotiva noastră trebuie să fie îmbunătățită pentru a-l putea învinge pe Charles. There are some scraps in my barn that you could use to improve it. Deci are niște fier vechi în hambar
pe care ni-l dă să-l folosim. Uite cheia. Ok, mersi. Deci ajungem în hambar. Deci e chiar pe aici. Nu mai e aici! Lui ratul ăla știu ce înseamnă. Știu foarte bine ce înseamnă! Și am, și am aruncătorul de flăcări, na, mereși așa. Na! 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 Nu! Și acum s-a încălzit, nu! Na! 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 Erai tu de monstru ce ești. Nu s-o obișnuit, trebuie să apăs încă click și eu s-o obișnuit cu E. Nu, nici poveste. Nu știu cât temești trebuie să-i dau ca să se întoarcă în... Mori, mori, mori. Pleacă, pleacă, Charles, lasă-mă în pace, mocolotivule. Charlie? Ok, Charlie, ne supărăm. Foc! 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 Cum zicea Kimiko? Stai că trenul e stricat. Ai fugit acum. Am ajuns la un alt macaz. Bine, nu-i cea mai genială idee, nici ideea că eu mă duc spre el, dar... Și macazul nu m-a dus unde trebuia. Ok, runda a doua, Charlie. Sper că nu mai vii în zonă. Mă? Ambarul e aici. Bun. Deci, o trebuie să înconjur iară toată harta până în momentul ăsta, mă, na. Adică, harta. Partea aia. Nouă scrap. Oh, oare ce o să pot face doar cu atât? 5 6 A 7 8 9 Opa. Ok, dați voi pauză la video dacă vreți citiți aia. Următoarea persoană cu care trebuie să vorbesc e aici. Văd că am completat toată zona asta, mai e aia. 14 scrap. Păi... Bănuiesc viteză. Ok, Charlie e undeva acolo în față. Ia uite. Cred că l-am și văzut. Așa că de aici o să continuăm data viitoare. Dacă v-a plăcut și mai... Nu. Așa. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să facem în continuare episoade cu Ciuciu Charles, nu uitați să lăsați un like și un share, deoarece chiar m-ați ajutat enorm și astfel mi-aș și dau eu seama de ceea ce v-ați dori în continuare. Și noi ne auzim data viitoare. Keep up!